Un echipaj de poliție a fost sesizat luni că la intersecția străzii barajului cu strada Arinului s-a produs un accident de circulație soldat cu pagube materiale, fiind avariat un stâlp al rețelei electrice. La locul producerii accidentului nu a fost găsit autoturismul implicat în eveniment, însă acesta a fost găsit mai apoi în dreptul unui imobil de pe strada barajului. Autoturismul nu avea montate plăcuțele cu numărul de înmatriculare și era avariat. În urma extinderii cercetărilor, miercuri, polițiștii au identificat conducătorul autoturismului. Este vorba despre un bărbat de 19 ani care a recunoscut că se afla la volan și că nu a sunat la 112 pentru că nu are permis de conducere. Polițiștii au mai stabilit și faptul că în autoturism se mai aflau două persoane, iar una dintre ele a fost rănită în urma accidentului, dar aceasta nu s-a dus la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fără permis, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără cuvințarea organelor de poliție și modificarea locului accidentului și au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore.